Domnilor, la subiectul la începutul acestei ediții, pentru că vin și alte imagini. Imaginile de aseară din trafic, la Tineretului, acolo unde a avut loc acest incident, acel șofer care pur și simplu nu a oprit la semnalele polițiștilor, a plecat în trombă și aproape era să omoare oameni pe trecerea de pieton și a abandonat mașina, iar apoi a început să transmită mesaje pe Instagram și pe TikTok polițiștilor care îl căutau. Vedem imaginile cu intervenția de aseară, iar în legătură directă cu noi este fostul șef al poliției rutiere, domnul Lucian Diniță. Bună ziua, domnule Diniță! Salut! Mulțumesc foarte mult! Haideți să vedem imaginile! Uite jandarmii, aveți jandarmii pe partea opusă! Veniți încoa! Hai! Sunt imagini de aseară de la această intervenție, domnule Diniță, și există în acest moment o controversă. Au reacționat bine polițiștii și jandarmii? Au intervenit bine sau nu? Dumneavoastră, ca fost șef al poliției rutiere, știți exact ce se întâmplă în trafic. Ce spuneți? Nu. Dar aici sunt două aspecte. În primul rând, sunt dotați potrivit legii, pentru că legea circulației spune că trebuie să fie dotați cu dispozitive cu virgulă, cuie, da? Care în situații de acest gen poate să le folosească. În al doilea rând, pot să folosească armamentul din dotare în momentul în care mai mult decât atât a lovit niște mașini care erau parcate, da? Sau, mă rog, erau în trafic. Păi, stați puțin că... Haideți să facem o paralelă. Scurt de tot. Păi, în America ce s-ar fi întâmplat? Ori spărgea geamul, ori îl împușca. Corect? Bun, dumneavoastră spuneți că polițiștii de acolo ar fi trebuit să scoată pistolul, să tragă în cauciucuri? Da. Chiar dacă era o distanță atât de mică? Păi și dacă era o distanță foarte mică, era clar că era o infracțiune. Numai că aici mai intervine încă ceva. Vă rog. Deci, la testul antidrog, da, testul de droguri, a ieșit zero. Bun, foarte bine. L-au dus la probe biologice, pentru că oricum ceea ce înseamnă drog rămâne în organism 6 luni. Da. Aia este foarte clară. Dar la momentul respectiv nu era. Iar pentru avocați este oxigen. Nu a fost depistat sub nimic. Sub nicio formă. Nici alcool, nici droguri, nici nimic de cel... Foarte grav ceea ce s-a întâmplat acolo, domnule Diniță, și din perspectiva acestor imagini în care pe trecerea de pieton erau foarte mulți oameni. Treceau strada atunci, putea să se întâmple o tragedie, spuneam. În acest moment, acest bărbat este la poliție, a fost ridicat, prins după 11 ore, este audiat. Vă întreb și pe noastră, ce ar putea să riște? Vom vedea reținerea? Sau o să-l lase în libertate, control judiciar, poate să fie cercetat? Păi, după părerea mea, să-l caute pentru ce? Sau să-l aresteze pentru ce? Că până la urmă, ce a făcut? A lovit niște mașini? A fugit? Nu, n-a oprit? Controlului. Vă rog? Zic, a fugit, nu a oprit, a lovit niște mașini și a abandonat mașina ulterior. Astea sunt contravenții, nu sunt infracțiuni. Ok, deci dumneavoastră spuneți că este foarte posibil să-l vedem liber după aceste audieri. Veți avea o surpriză majoră. Bun, așteptăm să vedem ce se va întâmpla acolo. Mulțumesc foarte mult, domnule Diniță. Trebuie să luăm o scurtă pauză. Este în acest moment audiat bărbatul. Vedem dacă va fi sau nu arestat.